stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a dezbaterilor Will TV. Alături de mine se află colegii mei Bogdan Enache, bună seara. Bună seara. Și Marius Nica, bună seara. Marius. Bună seara. Vom discuta în această seară la dezbaterile Will TV despre încă o localitate prahoveană, una importantă, fiind vorba despre Vălenii de Munte. Vom avea ocazia să aflăm care sunt părerile locuitorilor de acolo. Colegii noștri Codruța Horșa și Ciprian Eparu au fost săptămâna trecută și au stat de vorbă atât cu primarul din Vălenii de Munte, cât și cu cei care locuiesc, o parte dintre locuitori pe care au întâlnit pe vreme absolut câinoasă. Au încercat să afle de la aceștia care sunt prioritățile localității pentru 2014, care sunt principalele probleme. E rețeta de fiecare ediție a dezbaterilor Will TV dedicată stării județului. Vom încerca să descoperim dacă sunt alte probleme decât în restul localităților pe care le-am vizitat până acum și, desigur, vom sta de vorbă la telefon cu mulți dintre cei care fac parte din Consiliul Local, indiferent de culoarea politică a acestora, pentru a încerca să avem un peisaj cât mai corect, cât mai complet, o imagine cât mai clară asupra ce se întâmplă la Vălenii de Munte, asupra principalelor probleme ale acestei localități. Vă propun însă, ca înainte de orice altceva, să aflăm care sunt opiniile oamenilor simpli, cetățenilor de pe stradă, cei pe care i-au intervievat colegii noștri săptămâna trecută. Mie îmi place, e frumos. Na. Da, curat. Curat, îngrijit. Locuri de muncă și atât. Asta ne face că avem locuri de muncă. Primarul spune că tocmai că orașul e... Primarul minte cu nesimțire. E mult până îl botează lumea și până mai fac părinea, până îmi seamă. Ce-ar mai fi nevoie în afară de locuri de muncă? Locuri de muncă, asta e cu... În rest, ce să mai... Moare lumea de foame în casă și nu găsește pe nicăieri. În primul și în primul rând canalizările. Sunt străzi necanalizate. Chiar strada pe care stau eu nu are canalizare. Are gaze, are apă, are tot ce... Nu are canalizare. Și vă spun și strada. Mihai Eminescu, care este paralel cu bulevardul Nicolae Iorga. Dar ce nu e nevoie în țara asta? În primul rând. Aici, la noi... Curățenia a început să cunoască cu domnul actual primar, așa, și mai trebuie străzele laterale care mai trebuie și ele, o bordură pusă, o canalizare, un asfalt, un... atât. Spuneți așa că pe strada unde are Tejul brutăria, trebuie și pe acolo niște becuri băgate, că dacă trebuie seara te duci, îți dă unul în cap. Altceva? Altceva, ce o putea să mai fac primarul? Ce-ar mai fi nevoie? E destule. E locuri de muncă pentru tineretul ăsta. Locuri de muncă la oameni, asta e pe primul plan, că mulți sunt nou servici. Și ce? De când se vorbește asta, nu se face. În orașul ăsta trebuie să făcute multe, mă. Că nu s-a făcut decât curățenie, atât. Încolo nu prea s-a făcut nimic. Sunt... întreprinderi care nu se interesează nimeni decât patronii. Valea Teleajenului a fost schimbată toate secțiile de 5-6 ori. Nu merg treburile. Până acum s-a făcut, nu știu dacă ce să ne mai face. S-a făcut și curățenie. Nu, momentan sunt chiar foarte mulțumit ce s-a făcut în oraș. Sunt chiar foarte mulțumit. Locuri de muncă? Ar mai trebui. Deci ar mai trebui ceva locuri de muncă, s-ar mai trebui. E o problemă aici în Vălen? Într-un fel a spune da. Sunt foarte mulți locuitori ai Vălenului care nu au loc de locuri de muncă. Deci totul sunt, dar mai trebui. Deocamdată s-a făcut cam suficient de când avem pe domnul primar, dar ceva a ajutat tot copiii, câteva locuri de muncă, mai sunt totuși mulți oameni fără servici. Oricum, perspectiva domnului primar cred că e bună. Locurile de muncă par să constituie un leitmotiv indiferent unde ne-am găsit în județul Prahova, cred că în țară. Totuși, asta nu e sarcina neapărat sau prioritatea unui primar. Sigur că el poate crea condițiile pentru ca investitorii să se dezvolte și să ofere locuri de muncă. La prima vedere, Vălenii e un oraș curat, după cum spun cei care locuiesc aici. Pe de altă parte, însă, dacă intri în detalii, descoperi că mai sunt și probleme cu iluminatul public, cu canalizarea, care iarăși poate reprezenta o problemă
serioasă pentru cei care trăiesc aici. Ce impresie v-au făcut comentariile oamenilor? Par să fie mulțumiți una peste alta. Spre deosebire de alte localități, din câte cunosc, la Valin de Munte există un parc industrial, există și o mega firmă de producție de sucuri naturale, cu ghilimelele de rigoare. Și cel puțin din listele pe care AJOFM Prahova le transmite redacțiilor, publicațiilor din Prahova, există și o agenție pentru ocuparea forței de muncă destul de activă, cel puțin din punct de vedere al joburilor prezentate în fiecare săptămână. Oamenii n-ar trebui să se plângă. Acum, cu siguranță că multe dintre ele sunt scoase la concurs doar pe hârtie și bănuiesc că cei interesați pot avea surpriza să constate că acel loc de muncă care figurează ca fiind vacant în statisticile instituțiilor abilitate este deja ocupat de mult sau rezervat unei pile. Asta, repet, nu ține neapărat de administrația locală. Eu mi-aduc aminte de un subiect de presă care a devenit și subiect de presă națională, faimosul grup sanitar din centrul orașului, care a costat 60.000 de euro. Se întâmpla undeva, cred că în primăvara anului 2012, dacă nu mă înșel, pe mandatul fostului primar. Apropo de cu ce ne rămâne în minte Vălenii de Munte. Cu siguranță că, mă rog, ca și amplasare, pare a fi un oraș fain din punctul ăsta de vedere și nu cred că mai au probleme cu poluarea. De altfel, remarcau și țineau să menționeze mai toți cei intervievați că este un oraș curat și din punctul ăsta de vedere al aerului. Cred că lui Bogdan ar plăcea să stai acolo, el care mereu își pune problema poluării din no, zonă. I-am aflat că în zona de nord, un elevăr iabur. Nu, dar nici Iabur tehnologic. Avem aer Iabur mai curat aici la Ploiești, nu? Chiar dacă miroase din când în când, nu trebuie să ne facem griji. Cred că ți se pare. Nu, e disconfortul olfactiv și nu are legătură cu poluarea. Nu? Prietene, am trecut până acum, ce vrei să ți le înșiri, toți marii poluatori, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Prefectură, Primărie, Consiliul Județean, Consiliul Local, același răspuns. Ceea ce vedeți voi este abur tehnologic și nu poluează. Iar mirosul este un disconfort olfactiv. A ce vreți să miroase? Amuștar? Există și niște măsurători unde cred că au ratat. Știi, și-au dat, da, posibil că au dat o razna aparatele. Da. Da. Valeniu, din punctul meu de vedere, a pornit foarte bine de ani de zile, de mulți ani de zile, cu mulți ani de zile în urmă, pe vremea domnului primar Sterică Manolescu, Dumnezeu să-l iert, care, datorită relațiilor, modului dânsului de a fi, a reușit să... Eu cred că piatra de temelie, apropo de locuri de muncă și dezvoltarea orașului, a fost crearea acelui parc industrial. Adică acolo s-a creat și infrastructură, știa și impozite mai multe la bugetul local, iar ce a făcut domnul Manolescu cu județul, cu guvernul, mi-amintesc, 2004, toate investițiile acelea care au să le atragă, într-adevăr, Voleniu s-a dezvoltat din acea perioadă. Adică la Văleni, eu cred că acum 2 ani când au fost alegeri, cred că s-a promis curățenie și s-au promis locuri de muncă așa, generic, știi? Dom'le, vom altceva... Să ne amintim că în campaniile electorale, în toate, s-au promis locuri de muncă în ultimii ani. Fie că era pentru primărie, fie că era pentru parlamentare. Da. Iar primarii, iar candidații la primar devin prizonierii propriilor capcane. În momentul în care promiți oamenilor locuri de muncă, tu știind clar că nu ai cum în mod direct să le oferi locuri, tu primar, nu ai cum să le oferi locuri de muncă, oamenii aceia, fiindcă le-ai promis în campania electorală, evident că după ce te-au ales, după ce te-au votat, trag de tine să le oferi locuri de muncă. Dar da, să spun, asupra Vălenului, eu sunt convins de faptul că domnul Manolescu, Dumnezeu să-l ierte, și-a pus amprenta cu mulți ani de zile în urmă. Promiteam să intrăm în legătură telefonică directă cu reprezentanții mai multor formațiuni politice reprezentate în Consiliul Local. Îl avem la telefon pe secretarul organizației PSD, Vălenii de Munte, domnul Andrei Nicolae. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc mult că ați intrat în legătură telefonică cu noi.
Ce ne-am propus să aflăm în seara asta de la dumneavoastră, sunt alături de Bogdan Enache și Marius Nica, cei doi colegi ai mei din presa locală. Vă salut cu respect. Bună seara. Bună seara. Ne-am propus să aflăm care sunt principalele probleme din Vălen și evident care sunt soluțiile pe care administrația locală sau partidele reprezentate în Consiliul Local le-au identificat pentru aceste probleme. Care sunt așadar din punctul de vedere al dumneavoastră principalele proiecte ale anului acesta sau principalele probleme? În momentul în care domnul primar Constantin Florin a candidat, bineînțeles, și cu suportul nostru al consilierilor PSD, a avut un program electoral de care noi ne-am ținut până în momentul de față. Principalele proiecte pe care le-am vizat au fost în domeniul învățământului, al sănătății și al rezolvării problemei canalizării orașului Vălenii de Munte. Dacă în ceea ce privește învățământul și sănătatea, investițiile sunt deja vizibile, anul acesta ne-am propus și, bineînțeles, cu ajutorul autorităților județene, s-au demarat lucrările pentru canalizarea orașului Vălenii de Munte. O parte, cea mai mare parte a orașului Vălenii de Munte, care este lipsită de canalizare astăzi. Să înțelegem că anul acesta vă concentrați pe canalizare, da? E singura problemă cu care se confruntă Văleniul în acest moment. Oamenii au vorbit despre locuri de muncă, despre faptul că nu sunt suficiente locuri de muncă și că li s-ar fi promis în timpul campaniei electorale de asemenea. O știm acum cu toții că se promit locuri de muncă în fiecare campanie electorală. Ce se întâmplă la Văleni? Care e situația acolo? Sigur, întotdeauna este o problemă să găsim, să identificăm mai multe locuri de muncă și cred că nu este vorba numai de Vălenii de Munte. Totuși, la noi șomajul este undeva la 3%, deci n-aș spune că este problema majoră a orașului. Avem investitori în parcul industrial. Am încurajat chiar de la începutul acestui mandat, vreau să spun, apariția de noi investitori în parcul industrial. Știm bine, nu știu dacă să spun sau să nu spun, avem o industrie a sucurilor, ca să spun așa, la Vălenii de Munte, care s-a dezvoltat și a investit și a deschis noi linii. În permanență încurajăm și încercăm să atragem investitori. S-au făcut investiții și în parcul industrial, s-au oferit facilități. Cam la aceste lucruri putem să acționăm noi ca administrație publică locală pe raza orașului Vălenii de Munte. Bogdan. Bună seara, Bogdan Enache. Spuneți-mi, mă rog, domnule Nicolae, apropo de canalizare, cea mai mare parte a Vălenului așadar nu are canalizare, da? Da. Iar rezolvarea acestei probleme se va realiza cu fonduri de la... Cu fonduri structurale. Facem parte și noi din fonduri europene. Programul achesat de întreg județul. Fiindcă văd că sunteți de la PSD, îmi permit să vă mai întreb ceva. Vorbeam un pic, de fapt nu vorbeam, spuneam eu un pic mai devreme că după mandatele domnului Manolescu, Dumnezeu să-l ierte, Văleniul pare că a pus un mare stop lucrurilor de anvergură sau unei noi direcții, cu excepția parcului industrial și apariția acelui producător de sucuri, care și anul trecut, în an de criză, a avut o creștere economică, a avut o creștere a cifrei de afaceri, ceea ce e foarte bine. Văleniu nu prea mai pare să dezvolte niciun fel de proiect în cadrul comunității. Mă înșel? Aș îndrăzni să vă spun că vă înșelați. Într-adevăr, a fost un impuls extraordinar pe care regretatul primar Stelian Manonescu l-a dat orașului, dar acest impuls nu a făcut decât să genereze următoarele impulsuri. Bineînțeles, avem parcul industrial și investitorul de sucuri. S-au construit 60 de apartamente prin programul ANL pentru tineri. Anul acesta, domnul primar a semnat deja, vom începe construcția a încă 30 de, practic două blocuri. Prin programul ANL și 6 case, prin programul ANL ce vor fi cu credit ipotecar,
în planul nostru se află și un o zonă cu energie regenerabilă, cu energie solară, care să asigure investiția necesarul de energie al instituțiilor publice, iar în următoarele 3 luni vom avea recepția noii aripi a Spitalului Vălenii de Munte, o investiție a Consiliului Local și în parteneriat cu Consiliul Județean. Deci n-aș spune că s-au oprit. Lucrurile oricum nu se vor opri aici. Școlile au fost bine puse la punct. În urma consultării cetățenilor, chiar în ultima perioadă, am ajuns la concluzia că este necesară înființarea unei noi creșe, unei grădinițe cu program prelungit. Ca atare vom avea și acest proiect în următoarea perioadă pe masa Consiliului Local. O singură întrebare aș vrea să vă adresez, Marius Nica, sunt. Cât la sută din străzile, sau dacă mai sunt străzi care nu au asfalt, domnule Nicolae, în Vălenii? N-aș vrea să vă dau o cifră greșită. Da. Nu sunt în domeniul respectiv. Dar dacă nu au asfalt, sunt străzi betonate. Poate că sunt fundături sau anumite alei să nu aibă nici măcar beton, dar din câte știu eu, majoritatea străzilor sunt asfaltate. Dacă nu sunt asfaltate, sunt betonate. Am înțeles. Și mai am o rugăminte, pentru că anul trecut, de exemplu, la unul dintre festivalurile pe care primăria le organizează an de an, amfitrion a fost un manelist al cărui nume nu vreau să-l pronunț, nici măcar să-l pronunț. Am și o rugăminte la dumneavoastră, din câți copii tineri, artiști populari există prin Vălenii de Munte, chiar e necesar să plătiți un astfel de personaj care să adreseze, evident, cuvinte de mulțumire organizatorilor? Da, parcă totuși. Vălenii de Munte eu asociez, de exemplu, cu portul popular, cu Iorga, cu universitatea de vară. Nu prea aș duce-o în manele. Corect, aveți dreptate. Referiți la momentul, la serbarea Sămăriei Mari, probabil la 15 august. Mă refer la Te pupă tata Jean sau ceva de genul ăsta. Da. Am înțeles. Mă bucur că vă aduceți aminte. Era o rugăminte personală. Eu știu că poporul, o anumită parte a poporului, se bucură când vede pe scenă în carne și oase și piele un astfel de personaj, dar mă gândesc totuși că din bani publici poate reuși să îi direcționați către un ansamblu folcloric local. Corect. Știu că sunteți bine intenționat în ceea ce ne sfătuiți. Avem 3 manifestări de mare amploare în care am invitat și artiști. A fost într-adevăr și acesta, dar dacă veți urmări tot ceea ce s-a întâmplat la Vălenii de Munte, nu s-a pus amprenta. De acord cu dumneavoastră, dar mi-am adus aminte acum și am ținut să vă transmit rugămintea personală. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și vreau să vă spun că am început o colaborare cu Teatrul Toma Caragiu din Ploiești și cu Centrul Cultural de la Vălenii de Munte, colaborare prin care vom asigura piese de teatru pe scenă la Vălenii de Munte. Una dintre aceste piese deja a fost dedicată doamnelor zilele trecute, pe data de 7 martie. Deci nu vom neglija sub nicio formă actul cultural la Vălenii de Munte. Ok, mulțumesc. Mai am eu o întrebare. Eu vă mulțumesc. Mai am o întrebare, domnul Nicolae, Bogdan Enache. La un moment dat, pe Vălenii de Munte figura pe lista locurilor care cu risc seismic ridicat, figurau blocul numărul 1 de pe strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea și 2 blocuri de pe strada Alea Alunilor. Apropo de blocuri noi care doriți să le construiți, au fost reabilitate? Nu dețin această informație. Nu vreau să vă dau informații greșite. Ceea ce știu este că pe Alea Alunilor, într-adevăr, avem o serie de blocuri... Blocul 5 și 6. Mai vechi, o serie de blocuri mai vechi. Toate acestea nu sunt în proprietatea Consiliului Local, sunt ale
cetățenilor. Acolo este o... Noi am încercat să venim în sprijinul asociațiilor de proprietari, mă, procedurile sunt mai dificile. Nu sunt specialist în domeniu și nu vreau să vă ofer o informație eronată. Am înțeles. Vă mulțumim pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc, o zi bună. Toate cele bune. Comentarii după intervenția reprezentantului PSD, oricum am aflat că Teatrul Toma Caragiu colaborează cu Centrul de Cultură din Valenii de Munte, ceea ce nu erau deloc. Nu erau deloc, corect. Da, mă rog, eu sunt curios, sângele pe pereți, cu ghilimele de rigoare, din vara anului 2016, când buna funcționare a USL-ului se va duce dracului și interesul cetățeanului aș ișderea și aș vrea să văd cine va fi contracandidatul domnului actual primar din partea... PNL? Eventual. Da, despre posibil. Punctul de vedere al celor de la... E PSD-ist, e penelist primarul, abia care? Aștept... Nu e penelist, domnul primar? Nu, din informațiile mele, PSD. E PSD? Da. În cazul ăsta aștept să văd cine va fi candidatul PNL. Păi, poate aflăm de la următorul interlocutor. În câteva minute o să intre și reprezentantul PNL. Îl rog pe colegii mei să încerce să stabilească legătura. Bogdan? Comentarii despre intervenția reprezentantului Partidului Social Democrat? Nu, n-am... n-am mare comentarii, însă ce spunea și Marius, din punctul meu de vedere, Valeni nu poate fi asociat cu Universitatea, cu Nicolae Iorga. La un moment dat să vorbea, am vrut să-l întreb, dar am zis să nu-mi pune prea multe întrebări. Am vrut să-l întreb la, la final dacă Valeniu păstrează acea... Era la un moment dat o direcție să dezvolte în zonă turistică, știi? Valeniu, oraș... Ar fi o opțiune, da. Cu Vâslănicul lângă ar putea fi o variantă, nu de mare amploare, dar oricum ar putea fi. Oricum, mai mult decât Câmpina, dar, imaginez. Când l-am auzit pe Marius cu te pupă tata Jean, am zis ce să-l mai întreb eu de... cu turism, un fel de turism, da. Ce să mai... Da. Cu toate că, pe semne, dacă ar pune acolo câțiva mănânci de ăștia, ar veni mulți oameni. O anumită categorie. Dormici de mulți oameni, da. O altfel de cultură. Da, mulți, da, pro. Ca să nu calcum. Vorbea de o serie de investiții care sunt în desfășurare. Sigur, nu neapărat de mare anvergură. Tu l-ai provocat să ne menționeze eventual niște proiecte dintre astea ambițioase pe termen lung. S-a referit mai degrabă la proiecte punctuale, cum ar fi inaugurarea unui nou corp la spital, o nouă creșă, da. Mai lipsau locurile de joacă, dar înțeleg că ele nu lipsesc ca atare. Am văzut și pe imaginile din spatele nostru că sunt locuri de joacă și străzile arată de altfel, mă rog, trotuarele arată parcă mai bine decât la Ploiești în anumite momente. Oricum, Valeniu se remarcă, nu pot să nu spun asta, am încercat să mă abțin, dar nu pot. Se remarcă prin domnul deputat Sorin Teju, care la sfârșitul anului trecut a ținut să mulțumesc personal și a trimis în acest sens un comunicat de presă domnului Sabah de la Canal D pentru faptul că s-a implicat în acea criză din Libia și a dus acasă câțiva români. Domnul Teju s-a făcut remarcat, i-am spus domnul Teju, felicitări că i-ați răzit personal prin intermediul presei, domnului Sabah, aceste mulțumiri. Este, din păcate, domnul Teju nu spune nimic, știi? În general, așa, dânsul... și s-a făcut remarcat, este adevărat, prin acest comunicat de presă. În rest, eu nu am auzit nimic. Cum? De inițiativă în folosul Valeniului de Munte sau... Vai, ce frumos vorbești. Nu, era de inițiative. N-am auzit nimic despre inițiative, în folosul lasă. Și cum n-am auzit de asemenea nimic, cum ai spus tu frumos, în folosul, da? Nici din partea senatorului respectivei zone, domnul Chian, dacă nu mă înșel eu. Da. Ăla domnul... la telefon pe reprezentantul UNPR și aș vrea să-i dăm cuvântul, da? Domnul surprins mereu. Domnul Marian Costovici, n-a răspuns reprezentantul PNL între timp. Alo, bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să intrăm în legătură telefonică direct aici la WIL TV. Încercăm să aflăm care sunt principalele probleme la Văreni sau care sunt prioritățile fiecărei formațiuni, fiecărui consilier local, eventual, pentru anul acesta sau poate și pe termen mai lung. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere și al formațiunii din care faceți parte, problemele Văleniului și soluțiile, evident, ale acestora? În
În primul rând vreau să adresez un sincer la mulți ani, chiar dacă mai puțin mai târziu, fetelor și femeilor din orașul Vălin de Munte și nu numai, și din colegiul numărul 5, cu ocazia zilei femeii. Ca priorități, de ce să vă spun eu că noi luptăm aici la Vălin tare, tare, pe baricade, în primul rând în domeniul sănătății, că dacă n-ai sănătate, s-a investit în Spitalul Orșenesc, în lucrări de extindere clădiri, foarte mult, dar deficiența principală și automat principala prioritate este aducerea de personal medical pe multe specialități. Deci, în concluzie, degeaba extindem, renovăm Spitalul Orășenesc dacă n-aveți cadre care să opereze. Pacienții sunt trimiși la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Deci asta ar fi prima prioritate la care se luptă și atât consilierii UNPR și cât și primarul și deputatul și chiar domnul Lucian, care este deși dânsul are proiecte în acest sens, că am auzit că nu prea se implică. Eu totuși zic că se implică domnul senator Lucian. Bună seara, domnul Costovici. Eu am spus asta. Bogdan Enache mă numesc. Da, domnul Bogdan, da. Cu respect. Colegiul 5 a spus mai devreme, noi v-am sunat să vorbim despre Consiliul Local. Colegiul 5 înseamnă Vălenii de Munte. Colegiul 5 înseamnă Vălenii de Munte. Eu sunt și responsabil de Colegiul 5 din partea UNPR Prahova și din acest motiv am înțeles și ca să... Și uitați, o să-mi retrag afirmația făcută mai devreme, dacă dumneavoastră, fiindcă m-ați provocat acum, dacă dumneavoastră, dacă dumneavoastră îmi dați un exemplu concret care aparține un demers, un proiect, care aparține 100% ori domnului Teju, ori domnului care vizează Văleniu, ori domnului Lucian, un exemplu, da, care aparține ori unul, ori altul, eu îmi retrag afirmația. Păi, domnul Bogdan Enache, nu sunt chiar pe problemă. Nu, 100% acum, dar domnii de care ați amintit și care au făcut parte din USL, da? S-au implicat, chiar nu, că nu țin parte, dar asta e adevărul. S-au implicat, au adus niște sume de bani, așa, pentru aparatura tehnico-medicală din spital. Dar de unde au adus? Poftiți? De unde au adus? Păi de unde? De unde au adus? De la bugetul de stat, nu? De la... S-au implicat să achiziționăm aceste aparature, această aparatură tehnico-medicală. Domnul Costovici, îl lăudase mai devreme pe domnul Teju, dar pe semne că nu ne-ați prins în legătură, n-ați auzit, pentru faptul că i-a mulțumit personal prin intermediul presei domnului Sabah, născut la Văleni, Cristian Sabah de la Canal D, dânsul domnul Sabah aducând în țară niște... V-am auzit, scuzați-vă, v-am auzit, când prea Sabah a copilărit cu mine. Teju a copilărit cu mine, îi știu de copii. Păi da, domnul Teju s-a făcut remarcat. Domnul Lucian încă n-a mulțumit deocamdată nimănui personal prin intermediul presei, dar pe semne că urmează și dânsul. Probabil, probabil. Da, domnul Bogdan, nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, fiindcă n-are rost. Nu. Eu sunt... Nu, dar eram gata să-mi retrag afirmația, dar văd că n-am ce să-mi retrag de asta. Am crezut că a făcut domnul Teju, pe ultima să-i metri vreo vrajă și a adus să are vreun proiect concret pentru Văleni. Vă rog să mă scuzați. Da. A doua prioritate ar fi în zona învățământului. Aici am propus și propun ca atât elevii, profesorii, cât și administrația locală să interactiveze mai serios, pentru că numai așa se pot obține rezultate pozitive la diferitele evaluări, simulării de evaluare și la bacalaureat. Și consider că acest lucru este foarte important, are o mare prioritate în anul școlar 2014, deoarece e un an hotărător pentru multe generații de copii. Să înțelegem că rezultatele au fost îngrijorătoare? Alo? Poftiți? Să înțelegem că rezultatele evaluării, simulării, au fost îngrijorătoare? Sunt... Păi, după părerea mea, domnul moderator, sunt îngrijorătoare, fiindcă 54% pe Prahova, ne lăudăm, nu prea mă mulțumește pe mine personal. Și o să vă spun și de ce. Fiindcă și eu am un copil care e clasa 8-a și cu toate că la 9,7 la matematică, nu mă mulțumește, fiindcă concurența e concurență. Dar dacă interactivăm bine și v-am spus cei trei factori, elevi, profesori, eu nu mai pun părinții aici, elevi, profesori și administrația locală, v-am spus.
O altă prioritate este în domeniul cultural sportiv, care mă doare pe mine mult. Personal sunt dezamăgit de faptul că aici am construit și am modernizat atâtea săli de sport, la Dorin de Munte, și săli de cultură, două săli, fără a ne implica să facem performanță, fără să descoperim talente care sigur există, fiindcă numai așa putem să devenim o localitate cât de cât cunoscută. Și aici sunt foarte apropiat, v-am spus, de copii, fiindcă copilul meu are 14 ani, e clasa 8-a, și practică mai multe sporturi și implicit intru în contact cu foarte mulți copii, atât din oraș, cât și chiar din județ, din țară și din țară, că mă duc la turneu cu fata, și văd foarte încântați, foarte dornici să facă sport, dar nu sunt sprijiniți. Ori nu este suficient să facem decât acele câteva ore de sport la școală, așa cum se fac. Și atunci care e soluția? Iar în rest să ocupăm sălile de sport și de cultură cu așa zisele alte activități. Și care e soluția în cazul ăsta? O altă prioritate pentru Vălenari. În 2014 Ne auziți? Da. Vă întrebam care e soluția în situația menționată mai devreme, cea a sălilor de sport și a caselor de cultură, care sunt închiriate în alte scopuri. Cine le administrează? Care e propunerea mea? Da. Care e soluția pe care o vedeți? Da, încurajarea sportului școlar în primul rând, adică un fel de after school sport, să zic. Se fac două ore, nu acum. Da. Crearea de echipe de handball, de basket sau ceea ce... Am înțeles. Deci astea sunt prioritățile Vareniului. Prioritatea de bază care altă sunt, vedeți, eu am cam multe priorități, este canalizarea apelor pluviale și menajere. Știm că decât jumătate din orașul Vălei de Munte este canalizat în acest sens. Este un proiect al vechii administrații publice locale, eu fiind, am lucrat și eu la primărie până în 2008 ca director patrimoniu și știu, și trebuie pus în practică acest proiect. Primarul chiar îl pune în practică, începând cu luna aceasta, dar trebuie făcute cu mare selecțiune din punct de vedere al organizării de șantier acest proiect, fiindcă Vălenul e și oraș turistic și nu poți bloca străzile afectate. Trebuie să găsim o variantă de continuitate a traficului auto și pietonal din zonele respective. Nu să apelăm la înțelegerea, știu eu, a turiștilor, cum am spus mai devreme, și la calmul locuitorilor din Vălen. Cei de la sine au făcut. Fiindcă deranjat, o să fie deranjant. Această lucrare este de anvergură și propunerea mea de bază, dacă se ține cont de ea, eu am vorbit și cu domnul primar și cu colegi consilieri, domnule, hai să luăm din aceste proiecte, că sunt pe zone proiectele, pe cartiere. Vălen are 17 cartiere. Hai, domnule, să luăm, terminăm cartierul Tabaci, să zic, e un cartier destul de mare, important al orașului. Terminăm acolo toată infrastructura aceasta, montăm țeivele, conductele, stația de, așa, de pompe, de... după aceea venim cu repararea străzilor și ne apucăm de alt cartier. Asta ar fi. Am înțeles. Și haideți să nu mai vă plictisesc. În zona locurilor de muncă, creierii locurilor de muncă, iar avem multe lacune în oraș. Deci eu nu vreau să laud. Laudele poate de anul nou, la anul, după ce o face ce zic eu aici. Adică nu este suficient să înființăm locuri de muncă prost plătite, cu alte cuvinte, în condiții grele, lucrează o parte din oameni în condiții foarte grele, chiar și la Timbar, chiar și la parcul industrial, unde se fabrică acea sticlă italienească. Pentru că acești oameni sunt tot nefericiți. Dar ce înseamnă condiții grele? Nu se respectă protecția muncii? Adică zgomot, pe jos, apă, ce să vă zic, condiții mai insalubre, așa, mai... Da, am înțeles, dar știți că și dumneavoastră, în calitate de cetățean, puteți face o sesizare la ITM... prin care, dacă aveți cunoștință de cazuri de genul ăsta, un control ar rezolva problema muncitorilor de acolo. Mă refer la asigurarea unui climat legal de desfășurare activității. Da, climatul e cât de cât legal, dar
Asta vreau să spun, că oamenii sunt tot nefericiți, chiar dacă au acolo, nu sunt șomeri. Mai bine angajăm oameni mai puțini, cu salarii decente, am zis, iar pentru ceilalți să creăm alte locuri de muncă prin aducerea unor investitori serioși. Să eliminăm sintagma asta comunistă care, de exploatarea omului de către om, care este des, din nefericire, vehiculată în zona Vălei de Munte. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. Că am fost mai... Păstrați-vă pentru campanie electorală. Veți candida, veți candida împotriva actualului primar sau e vorba de alianța PUP? Acum suntem în alianța USD deocamdată. Și păi vedeți că asta cu USD nu prea va ieșit. Încercați aia cu PUP. Nu cunoașteți. USD-ul nu a putut fi înființat ca alianță pentru că era prea mare asemănarea cu defuncta USL. Dar nicio problemă. Mergeți acolo și faceți campanie pentru alianță. Nu contează. Din fericire sau din păcate, UNSR-ul a susținut și USL-ul. Și PDL-ul. Asta cu PDL-ul... Lăsați-l. Despre morți, numai despre bine. Am înțeles. Asta cu PDL-ul, am înțeles. E bine când ești reevaluat. Vă mulțumim foarte mult. Numai bine, sănătate. Toate cele bune. Băiete, deci chiar m-a plictisit. Foarte multe priorități. Da, da, sincer, și omul și-a dat seama la un moment dat. Da, și-a dat seama, dar a continuat. Erau prea multe priorități. Și asta cu turismul e bine, adică să vezi... Deci unde te uiți, turiști vezi. Ce credeți? Cel de la PPDD va fi mai concis? Se prietene, ăștia, dacă a ajuns și la Văleni PPDD, asta cu alianța de la guvernarea Ponta 3... Dar care-i PUP? Da, nu știi cine e reprezentantul PPDD? Nu știi, mă, care-i PUP, este prescurtarea. De la ce? Băi, de la UNPR, da. PC, PSD. Ah, am înțeles. Deci și ne-e reprezentantul PPDD la Văreni. Mm. Încercăm să stabilim o legătură telefonică, da? Lovește-ne. E vorba de domnul Dan Diaconescu. Celebru deja Dan Diaconescu. Din Văleni. Da, nu, da. Domnul Dan de la Vatican. Nu domnul Dan de la Vatican, dar tot cu V. Domnul Dan de la Văleni. Da? Tot aer curat? Nu, da, domnul Costovici. Zic bine? Da, cum am stat de vorbă cu domnul Costovici de la un NPR. Eu la un moment dat de la ascultam, Marius m-a mai întrebat, eu de la un moment dat m-am resemnat. Te-ai detașat, așa. Să vorbească dânsul despre fericirea angajaților, că tot nefericiți sunt chiar în momentul acela... Cu apă pe jos? Cu apă pe jos, nu. Și, bun, hai să spunem că un NPR-ul nu... Dar PNL-ul? Dar ce face PNL-ul? Răspunde, da? Vă propun, înainte de a urmări și interviul cu primarul localității, realizat de colega noastră, vă propun să încercăm să stabilim o legătură telefonică cu un independent. E interesant că e un consilier aflat la al treilea mandat, medicul Doru Găjman. Dacă reușim să stabilim o legătură cu acesta, s-ar putea să știe mai multe decât unii dintre interlocutorii noștri de mai devreme, în ideea că a și făcut parte din... fiind la al treilea mandat și independent, îmi imaginez că se bucură de... Dar nu cred că era al treilea independent. E interesant asta, da. Da, vom încerca să aflăm chiar de la interlocutorul nostru, deci dacă ne și răspunde la telefon. Deci la Văleni a ieșit un consilier independent. Da, avem un consilier. Sau a devenit independent. Dar nu, nu avea cum să devină, că ăștia sunt exmatriculați. Nu sunt ca deputații și senatorii. Deci din câte... nu știu dacă a candidat de fiecare dată ca independent, asta ar fi chiar o performanță. Da. Îl întrebăm dacă răspunde la telefon. Da, să sperăm că ne răspunde. Eu când am vorbit cu domnia sa vineri, mi-a confirmat. Acum sper să nu se fi întâmplat nimic între timp și să ne poată răspunde. Poate aflăm mai multe decât de la... Într-un timp mai scurt, poate aflăm mai multe decât de la domnul Costovici într-un sfert de ceas sau cât am petrecut la telefon. Și eu... Scuză-mă, nu, nicio problemă, te ascult. Însă eu mențin punctul de vedere. Până la domnul Manolescu, Văleniu a avut o direcție de dezvoltare care nu neapărat avea, dar s-a dezvoltat. Acum mie mi se pare că Văleniu, și e păcat, o spun cu regret și o spun prietenește. Apropo și de te pupă tata Jean, era Ziguță, tata Guță. Tot aia până la urmă. Dar faptul că nu pun accentul pe o promovare turistică, este un oraș semi-industrializat, așa ca să fiu Băiat Finuț, cu acel parc industrial și cu fabrica de sucuri, care e adevărat, aceste două obiective aduc plus valoare, aduc locuri de muncă, taxe, impozite, dar partea turistică nu este exploatată și nu este nici măcar promovată și e păcat. Poate aflăm mai multe de la interlocutorul nostru, consilierul independent Doru Găjman. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să intrați în legătură telefonică cu noi. Sunt alături de mine colegii mei, Bogdan Enache și Marius Nica. Și vrem să aflăm de la dumneavoastră un consilier independent, aflat la al treilea mandat, înțeleg? Al doilea. Al doilea. Informațiile noastre au fost aproape corecte. Aș vrea să aflu care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, principalele probleme ale Vălenilui, dacă sunt probleme sau poate tot e perfect acolo, și care sunt soluțiile. Cred că e binevenită o perspectivă dintre asta a cuiva independent, care și la modul oficial e departe de partide, de culori politice și care se poate concentra asupra problemelor adevărate ale localității. Așa că vă ascultăm cu mare interes. Principalele probleme cred că sunt în general probleme întregii țări. Dar la nivel local aici se poate vorbi despre nevoia de a se crea locuri de muncă mai multe, despre, eu știu, să încerce a se dezvolta lucrurile care țin de zonă. Istorie, turism, aer de munte. Da, pot să vă întreb și eu cum ați optat, Marius Nica sunt, cum ați optat pentru statutul ăsta de independent? Adică, ce s-a întâmplat? E un statut, să spunem așa, diferit față de clasa politică. Sunt primul consilier independent care lucrează în Consiliul Orașului Văreni. Da. Am mai fost și alte încercări, dar sunt singurul care am reușit să fiu votat. Da. Și susținut de alegători. Am făcut până să candidez ceva pentru orașul Văleni, am făcut o clinică medicală care prin contractele cu Casa de Asigurări a oferit servicii medicale gratuite pentru cetățenii în oraș. Majoritatea oamenilor au înțeles că dacă alții au făcut o bodecă sau au făcut, eu știu, ceva pentru un profit de moment, eu am făcut ceva pentru cetățenii orașului. Și de aici probabil că a venit și votul lor și motoul pentru alegeri, pentru campania electorală a fost împreună pentru un oraș sănătos. Da. Acțiunile în general pe care eu le-am dezvoltat au fost pe această linie medicală cu diferite seminarii de nutriție, de stil de viață, de seminare anti-HIV, anti-SIDA, anti-fumat sau chiar de orientare profesională, care au făcut să pe cetățeni să am oferit și al doilea mandat. Am înțeles. Ce, dacă ar fi să-i faceți... Da. Bun, dacă ați fi să-i faceți un reproș neapărat strict primarului, ci actualei administrații, care ar fi acela? Eu cred că primarul din momentul de față este un primar mai activ decât alții. Decât, dinaintea lui. Decât cel care a făcut cu 60.000 de euro un WC public, nu? La ce la vă referiți? Este gospodar, este... Da. Da. Dar chiar și de dorit, din punctul meu de vedere, ar fi să se facă ceva ca primăria, în mod direct, să poate accesa sau să dezvolte un proiect pe fonduri europene. Diferite nevoi în oraș. În pildă, eu știu dacă s-a putea face un bazin de lot, da tot pe linie de sănătate, eu merg pe probleme de sănătate. Am înțeles. Sau alte proiecte cu accesare de fonduri europene care ar duce la o dezvoltare mult mai rapidă și mai frumoasă a orașului Văreni. Bună seara, Bogdan Enache. Domnul Gășman, de ce nu v-ați înscris într-un partid politic? Ofertele, bineînțeles că au fost. Însă, cred că în modul acesta pot fi arătat de toate ideile bune. Fie că sunt ale PDL-ului, fie că sunt ale PNL-ului, fie că sunt ale PSD-ului. Ca independent este adevărat că nu pot realiza prea mult. Dar alăturându-mă ideilor bune, putem face ceva mai mult pentru oraș. A fi într-un partid înseamnă a fi totdeauna împotriva celorlalți, chiar dacă ideile celorlalți pot fi bune. Și nu cred că merită, din punctul meu de vedere. Interesant punct de vedere.
Vă mulțumim pentru intervenție și vă dorim o seară frumoasă. Mulțumim mult. Toate cele bune și dumneavoastră. Toate cele bune. Înainte de a trage poate concluziile, aș vrea să urmărim și, și interviul primar, cu primarul localității Vălenii de Munte, domnul Florin Constantin, după care ne întoarcem pentru a comenta și declarațiile celorlalți interlocutori. Canalizarea. Sunt 67 de străzi, să nu mint. 67 de străzi. De săptămâna viitoare începe strada Bălcescu, Trei Stari și Nicolae Iorga, intrarea în oraș. Intrarea în oraș din nou e un proiect al Consiliului Local, reabilitarea trotuarelor și de-aia intervenim cu canalizarea în prima fază și pe bulevardul Nicolae Iorga la intrare. Spitalul trebuie să-l acredităm la 1 aprilie, e în modernizare, cantina, spălătoria, o să intre și maternitatea în reabilitare. Lucrăm la proiect pentru secția de recuperare. E un proiect de extindere. Va fi o clădire de 400 de metri pătrați cu condiții europene. Creșa de copii, din nou, e proiectare. Se lucrează la proiect. Urmează procedura licitației. Sper că până în toamnă s-o pune în funcțiune. Se plâng oamenii la Vălen că n-au locuri de muncă? Cred că în altă parte a sus. La Vălen șomajul e 3%. E bine atunci, nu? Eu cred că e bine. Am creat locuri de muncă în parcul industrial, la Timbarc și toate societățile care sunt în oraș. Locuințele pentru tineri? Locuințe pentru tineri. Așteptăm săptămâna viitoare, vin cei de la ANL să semnăm cele două proiecte. Sunt două proiecte, unul pentru bloc ANL și încă un proiect pentru credit, locuințe, credit ipotecar. E vorba de 6 locuințe, cereri sunt. Situația e foarte roz de la Vălen. Da, deci oamenii aia care se plângeau de locuri de muncă, de fapt, nu erau turiști, zic eu. Știi, și veniseră să-și caute locuri de muncă la Vălen, de auziseră că șomajul e 3%. Eu totdeauna am o problemă cu cifrele astea, cu procentul ăsta care se comunică. Da, păi la nivel național, Claudiu, noi avem un șomaj, cred că, mai mic și decât în Germania. Adică americanii oricum sunt invidioși de mult pe noi. Dar cifrele alea nu iau un calcul oamenii care nu mai încasează nici măcar ajutorul de șomaj, nici măcar ajutorul social. Și care nu mai sunt prinși în niciun fel de statistică. Așa că nu e relevant acel 3%. Nu știu, probabil că e șomajul mai mic decât în alte zone din județ. E foarte posibil. Dar pe de altă parte, întotdeauna e loc de mai bine. Eu chiar cred că e 3%, și, dar evident că sau în apropiere. Fiindcă sunt acolo mii de luam de locuri de muncă. Plus că tinerii nu au universitate acolo și ca tare vin în Ploiești, dacă nu chiar București. Chiar cred că sunt aproape de 3%. Evident că e deranjant, a fost deranjantă atitudinea, știi? Care a fost așa, un fel de aroganță. La noi, poate în alt oraș, fraților, noi, 3%, vă spun eu, primarul. Dar pe de altă parte, eu mențin părerea. Nu văd niciun proiect nou. Deci, uite, asta a fost începută de pe vremea lui domnului Manolescu. Stradă, ca și la Ploiești. Știți părerea mea, până noi vedeam un drum nou, nu tot reparat, din nou reparat, din nou reparat, reparații la reparații, până noi vedeam un drum nou, în Ploiești eu nu sunt mulțumit. La fel și la Vălen, nu există un drum nou, nu există turiștii ce să facă. Aia a fost tare cu, domnule, oraș turistic. Și rulau imaginile cu magazinele. Știți, deci până la Iorga, și după aia la cumpărături, ca în Dubai, nu? Ca în Dubai, la Vălen și în Dubai, te duci pentru turism de shopping, de cumpărături. Ceea ce, uite, și imaginea asta confirmă, ceea ce am observat eu de vreun an, doi de zile la Vălen, că fie luni, fie duminică, banda întâi este ocupată. Deci la Vălen întotdeauna trebuie să mergi pe o singură bandă, chit că drumul au... Ceea ce înseamnă că nu sunt lucruri de parcare sau că e lume multă? Nu știu ce înseamnă, înseamnă că nu au poliție locală, habar n-am. Cred că asta, uite.
Nor avea unde să parcheze, da. Dar cred că n-au nici poliție locală. E adevărat că imaginea nu-i avantajează foarte tare. N-au soare, n-au... A fost o zi... Îți dai seama cum erau mașinile astea în soare? Cum aici erau, deci păreau altcumva. Mai poate apăreau, mi s-ar fi părut mai... Mai bandă. Mi s-ar fi părut mai turistic. Uite, iar au apărut imaginile astea. Da? Uite, parcă și văd turistul. Uite o cofetărie și știu magazinele astea. Uite o florărie, uite o berărie, uite... Dar apropo de proiecte, SF-uri și toate cele, mi-aduc aminte, nu? Un proiect, cred că de acum vreo 8 ani de zile, pentru că în Văleni se circulă complicat și mai ales de către camioane, tiruri și așa mai departe, fiind alternativa la DN1. Și se vorbea la un moment dat de celebra deja șosea ocolitoare sau șosea de centură a Văleniului, nu? Și ca da, ca argumente se dădeau, mă rog, siguranța cetățenilor, faptul că s-ar evita multe dintre accidentele de circulație care s-au produs în anii anteriori. Ar un proiect, ca multe altele, rămas mort. Brașovul are Marius centură. Ca idee, da, ca idee, știi? Apropo de SF-uri și la vorbe, suntem foarte buni. Băi, n-am văzut picior de maidanez. Uite, dacă... Și nici oamenii nu s-au plâns. Ori era ploaie și maidanezului nu-i priește dușul natural. Fiind o vreme de să nu scoți nici câinele din casă, da? Exact, exact, dar n-am văzut maidanezi. E, uite, e un lucru neașteptat. Or fi găsit soluția. Da, da, da. Multe ONG-uri au adoptat animale și au adoptat maidanezi. Noi, după emisiunea asta, eu gata, nu o să vorbesc niciodată despre Văleni, oraș turistic. Vă spun sincer, adică nu există niciun... Asta și-am uitat în ultimele minute la imagini. Nu există niciun motiv. În vara asta sigur nu te duci să petreci. Da, în vara asta sigur nu mă duc să petrec, da, o săptămână la Văleni. Ai avea alternativa Comarnicului. Da, da. Sigur. Dar în afară de universitate chiar nu au nimic. Da. Chiar nu au nimic. Deci aia cu turism a murit la Văleni. E bine că s-a dezvoltat industria. Că funcționează parcul industrial, că există câțiva investitori și poate vor mai veni și alții. Da, da. În rest, nu, nimic nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea din această seară. E greu să punem o concluzie, în afară de aceasta pe care am menționat-o. Dar oricum, uite, eu constat un lucru, scuze-mă, Claudiu. Odată cu venirea primăverii, tu constați că avem numai emisiuni de-astea frumoase? Deci nu mai avem probleme. Aici am tot vorbit de o jumătate despre locuri de muncă, știi? Da. Dar nu mai avem probleme. Adică nu mai sunt faturi din alea mari la întreținere. Ultimele 4-5 emisiuni chiar mi-au plăcut. E din ce în ce mai bine. Ai văzut? Lumea începe să fie preocupată de concedii, de vacanță. Nu, dar asta în jurul Ploieștiului, ai văzut. Văleniu iar... Nu. E bine, e bine. E bine că am plecat de pe Valea Prahovei. Am țineți minte aia cu Breaza, cu Comarnicu, cu toate alea acolo, e jale. În partea asta e bine. A venit și primăvara. Bine, da. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. O seară frumoasă și vouă și dumneavoastră, dragi telespectatori. La revedere.